Avem manuale pornind de la abecedar până la clasa a patra, deci numai pentru cursul primar, abecedar, aritmetică, educație muzicală, educație civică, geografie, istorie. Acestea sunt manuale și sunt noi. Sunt achiziționate cu această ocazie. Apoi avem cărți de beletristică și copii, dar și adulți. După mai bine de 8 ore în care aproape fiecare carte a fost inventariată în punctul Vamal din Serbia de la porțile de fier 1, reprezentanții Bibliotecii Județene din Craiova au ajuns la Centrul Cultural al Românilor din orașul Kladovo. Românii din Serbia au primit romane de literatură universală, volume de poezii de Mihai Eminescu și George Coșbuc, dar și cărți de cultură generală și enciclopedii. I-a uitat și acesta despre organism, despre om, din Gama Larus. Pe total sunt 1741 de volume, toate sunt donații, adică fără niciun leu. Plăcerea a fost a noastră. Noi am donat cărți în Bulgaria, în Moldova, în America, în Italia. Urmează să ducem un număr de cărți și în Spania. Și avem o legătură foarte strânsă cu toți românii după Valea Timocului. Pentru românii de aici, din Serbia, asta înseamnă o bucurie foarte, foarte mare, dar cea mai mare bucurie este pentru copiii care învață limba română aici în Kladovo. Nu numai pentru copii, este și pentru popor, pentru populație, persoane și în vârstă, din cauza că așa ceva în Kladova încă nu s-a mai întâmplat în Kladova, aici în zona Kladovii, dar nici în zona de Negotin. Cred și sper că și de la Negotin, membrii noștri care sunt membrii asociația asta, vine să îmi vizite Centrul Cultural al Românilor de la Kladovo. Până acum am avut niște studenți care deja au plecat la facultate și erau 30 de studenți în două grupe. Acum avem o grupă cu persoane mai puțin adulte și asta înseamnă foarte bine pentru toată lumea care sunt aici la cursul nostru și oricum o să ne ajute foarte mult că primim cărțile astea și o să ne fie mult mai ușor. Centrul Cultural al Românilor din Kladovo a fost deschis în urmă cu 3 luni cu finanțare de la Departamentul Politici pentru Românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. El ar putea fi inaugurat pe 1 decembrie, chiar de Ziua Națională a României.